Ce legătură poate exista între o bunică ambițioasă, o profesoară de muzică excepțională și un psiholog cu notorietate? Aparent niciuna. Și totuși, povestea violonistului Mircea Dumitrescu, micuțul Paganini, cum era numit, a avut parte de susținerea a trei femei formidabile de-a lungul vârstei sale venerabile de 24 de ani. Toate lucrurile bune sunt trei, spune bunica Elena. Noi suntem cele care, sub semnul crucii, l-am dus acolo unde visam, unde merita să ajungă. Zecile de premii, sutele de articole despre excepționalul copil rom, orchestrele cele mai bune din lume în care a cântat, apoi adolescentul magician care uimea prin abilitățile sale neobișnuite, sunt cartea lui de vizită. Performanțele lui există, dar ce e dincolo de ele? Care sunt costurile? Cum a reușit o familie modestă, cu resurse financiare adunate din menajul mamei și a bunicii, cum au reușit să-l ducă pe Mircea la cei mai buni antrenori? Cine și câți s-au înșirat alături de notele magice, construind un destin, dar și momente, secvențe memorabile în auzul nostru? Valori. Bunica Elena cunoaște diferența dintre bogăție și avere. Și averile ei sunt fără număr, spune cu umor. Sunt oamenii pe care i-a adunat în jurul talentatului ei nepot. Imperială această doamnă bunică, puternică precum o locomotivă. Olivia Papa, unul dintre antrenorii lui Mircea, dibuită de bunica, este un pedagog desăvârșit. În locuința formidabilei doamne dintr-un bloc cenușiu, cu aer interbelic, e tixită cu fotografiile elevilor ei. Mircea are locul lui special aici. Caracterul, alonja unui astfel de profesor este menit să construiască destine de excepție. El a fost un dar pentru un profesor. M-a mirat din prima clipă pentru că făceam repetiție cu pianul, de exemplu, și pianul se oprea sau intra cineva în sală, copilul se oprea și când termina pianista de vorbit, în momentul următor Mircea o lua de la aceeași notă, de la aceeași măsură, aceeași respirație. Nu mi-a venit să cred, cu același arcuș, arcușele în sus sau jos, contează. Pentru copil mic, exact ce am trăit eu, ca fiind o modestă antrenoare a unui copil de etnie extraordinar. A avut el o bunică, binecuvântare cu bunica aceasta, care a înțeles unde e bine, s-a ținut de el, unde a avut de alergat după sponsorizări, după celebrități, după nu vă spun ce luptă a fost. Și așa o bunică tenace. M-am asociat cu cineva așa de puternic. Și puternică e bunica, cea care s-a luptat cu tot ce lipsește oricărui părinte, sprijinul și susținerea statului. Statul stă. Cel mult se mândrește găunos cu rezultatele copiilor. Fiecare familie în țara aceasta a devenit un minister, ba chiar mai multe ministere la un loc. Nimeni nu poate anula, chiar dacă asta se întâmplă, dorința părinților de a investi într-o viață mai bună pentru copiii lor.
Mii de vase am spălat, numai să-i fie lui Mircea bine și să pot să-l susțin în tot ceea ce face. Și aș mai spăla încă 100.000 de vase să ajungă Mircea acolo unde își dorește și unde consider că este loc. Acum câțiva ani aveam vreo 3-4 servicii, să zic așa. Și nu mi-era rușine. Vedeți că Dumnezeu vine așa, ajutorul prin oameni, nu vine Dumnezeu cu aripi și cu... Vine prin oameni. Și Mircea fiind invitat să cânte, deci pe fiecare săptămână Mircea era pe scenă, era pe val, cum se zice, era... Se găseau diversi sponsori, diversi oameni. Ceream o întâlnire cu sponsorul. Și atunci detaliam fiecare cheltuială, cam cât m-ar costa ca Mircea să meargă la un concurs. Mie mi-a plăcut să fiu omul din spatele lui. Așa mi-a plăcut să mă numesc omul tehnic, din spate. Mircea, am zis că a avut parte de trei mame. Una care l-a născut, una care l-a crescut și una care l-a crescut muzical. Oleoaică bunica este generalul familiei, cu o viață grea încă din tinerețe. La 15 ani, nimic nu a pregătit-o ca fiul ei să se nască surdomut. A fost momentul când toate s-au prăbușit în viața ei. A crescut cu grijă și a reușit să-l înscrie la școala specială unde cade în mâinile grijului ale psihologului Aurora Liceanu. Așadar, aceste două doamne se cunosc de aproape 40 de ani. Singurul care nu s-a îndoit niciodată de succesul lui Mircea este tatăl lui. L-a susținut cum doar un om cu nevoi speciale o poate face, necondiționat. Dumnezeu mi-a dat un copil fără ureche, fără auz și mi l-a dat pe ăsta cu 100 de urechi. E clar. Legea compensației. Numai că am avut multă răbdare. La Doamne, Doamne, trebuie să ai răbdare, multă. Acest paradox că taică-sul nu poate auzi, pe mine mă întristează, da, asta e realitatea. Mircea s-a lovit de două obstacole. Una, că tatălui nu auzea și nu putea să facă, să fie tată așa cum ar fi trebuit. A fost bunica care i-a luat rolul și al doilea, etnia care îi pune obstacole. Și o să-i pună. Cum e să fii rom, Elena? Tu știi cel mai bine, cred că. Eu știu cel mai bine, că sunt pățită. Și încă mă întâlnesc cu tot felul de probleme de genul ăsta. La început, da. Au fost foarte sceptici, că toți ziceau că, mă rog, ajunge la lăutărie și așa. Dar de-a lungul timpului și-au dat seama că lucrurile nu stau așa și numai datorită muncii lui și la ceea ce a fost el ca și copil, i-au recunoscut meritele. Și copiii îl invidiau și el vrea să joace și nu se juca nimeni și spunea, nu ne jucăm cu tine că tu cânti cel mai bine la vioară. Sau dacă îl prindeau cu mânuțele, stătea pe scară, nu știu ce, veneau alți copii și căuta cu picioarele să-l calce pe degete. În perioada aceea, când eram copil, nu puteam să înțeleg de ce eu, fiind țigan, nu aveam voie să trec mai departe și nu eram băgat în seamă. Am tras ceva, am tras. Cred că 8-9 ani aveam, între 8 și 10 ani. Și am participat la un concurs, nu-i dau numele, care se ținea la sala mică a Ateneului Român. Și n-am putut să trec până în finală să iau un premiu, fiindcă mi s-a spus în față că sunt țigan. Bunica, când a aflat lucrul acesta, a fost devastată și a fost dezamăgită total.
totuși a vorbit bunica cu organizatorul concursului și a zis două, trei vorbe destul de apăsătoare, dar realiste. Și ce i s-a răspuns? Că pe ei nu interesează. Multe astfel de situații au trecut prin destinul familiei Dumitrescu. Experiențele de acest fel pe unii îi risipesc, pe alții îi adună. Și acolo a fost și este Aurora Liceanu. Iar bunica a trebuit să învețe, să adune și să îndrăznească. Așa s-a întâmplat că m-am văzut destul de des cu bunica lui, bunica lui Mircea. Și vreau să spun că m-a impresionat extraordinar cât s-a zbătut femeia asta pentru acest nepot, care, într-un mediu care, să zicem, există discriminare. La mult, așa cum există mizoginism, așa există și discriminarea asta. Sigur că s-a lovit de această discriminare, dar pe de altă parte era și o femeie modestă, adică nu putea. Și statul nu ajută mare lucru, nu copiii aceștia foarte dotați. Mircea va avea de-a face de-a lungul carierei lui totdeauna cu o anumită rezervă. Da. Cred că va avea de-a face cu asta în viața de toate zilele. Vedeți, ce mi-a plăcut la Mircea este că Mircea a vrut să meargă la înălțimile muzicii. N-a vrut să rămână la a da din scripcă sau a cânta la scripcă și nu știu ce a vrut. Lucru care e foarte rar. Și el a fost cel investit cu acest rol de a sări ca păstrăvu din apă. E, aici a vrut bunica lui să-l tragă, să-l tragă în elită. Adică să-l facă domn. Să-l facă domn. Și m-am zidit acolo în spatele lui, bunica încă așa, și a ieșit un monument, edificiu destul de bun, cred. Eu, în glumă mai în serios, tot timpul spuneam Marele Blond. Și atunci zâmbeau cu amabilitate. O colegă de-a mea spunea, faceți, zice, mergeți și faceți injecții pentru albirea pielii. Dar am înnebunit? De ce se întâmplă asta? De ce? Proști mult pe lumea asta. Cum să-l schimb, că așa e? Că Harry Belafonte trebuia să facă alb sau... Nu știu, dar n-am exemple. Copilul ăsta, cum să-l spui? Eu n-am avut ce să zic decât idioți mulți. Scuzați-mă. Să știți că mie îmi place ce culoare am și mă mândresc că sunt rom, că sunt țigan și asta m-a ambiționat, cred că de 10 ori mai mult, să depășesc condiția și să ajung cât mai sus posibil. Munca te scoate la suprafață, te scoate de unde ești din adâncuri și te ridică la suprafață și atunci când ești la suprafață se vede toată frumusețea ta. Și ești dat la o parte. Ești dat la o parte și de multe ori ți se spune că nu ți se convin multe lucruri. Doar pentru că ești rom sau arăți diferit sau ai o problemă de sănătate. Puterea de convingere a bunicii, argumentele ei la întâlnirile cu sponsorii, fundațiile, oamenii de afaceri, ca un matematician de geniu, demonstra că nepotul ei e cea mai sigură investiție. Începea totdeauna, direct, cu o propoziție pe care ori o lași în urmă, ori nu o pomenești. Noi suntem țigani. Și uite așa, când ne-am dus să-l înscriem la școală, n-am știut că selecția constă în probă de auz. Noi ne-am dus cu vioara în spate, mic, negru, s-a intrat în ordine alfabetică. Ăsta al meu, când se deschidea ușa, stătea pe scaunele alea cu viorița în spate. Și zic, Doamne, zic, l-au văzut mic, negru, țigan, lasă ultimul, de ce nu? Au intrat alții cu litera S, ăsta e la D. Și zic, îmi ține copilul ultimul. Și așa a fost, ca ultimul. Nu mai puteam de nervi, nu mai puteam. Nu mai știam de capul meu, zic, de ce lasă ultim? Țin minte că iese cu el de mână, Mihaela Tomescu era atunci șefă de catedră la Vioară.
și zice, felicitări, doamnă. Și ne cerem scuze că l-am lăsat ultimul, pentru că am văzut că a venit cu instrument. Doamnă, nu vă supărați, de când face vioară copilul ăsta, că a venit cu program de clasa 4. Și ne uităm la el și nu ne vine să cred. Felicitări, felicitări. Și eu foarte emoționată zic să înțeleg că a trecut, la care zice Tomeasca, zice, păi a mai ieșit vreun profesor afară să felicite vreun copil. E de la sine înțeles că e cap de afiș. Da, și așa a decurs intrarea lui în școala de muzică. Deci astea sunt valorile mele. Asta e munca lui. Toată muncușoara lui. Știi când te-a felicitat de a avem felicitare de la guvern, de la mama măsii? Din partea Guvernului României, prim-ministru. Palatul Victoria, București, 22 septembrie 2008. Dragă Dumitrescu Mircea, doresc să te felicit pentru rezultatele excelente obținute în ierarhia elevilor olimpici naționali. Simpla lectură a unui CV, a unui copil, când citești 60 de premii întâi, după aceea 80 de premii întâi, asta înseamnă că toate premiile au fost unul, primul, a fost primul. Eram în un concurs în Italia, au văzut ăștia pe program, cânta, era 12 ani avea, cânta așa. Acum, poate știți unii dintre dumneavoastră că e un reporterul care nu e specific tinerilor copii, concertul de Mendelssohn, Sarasate melodii lăutărești și variațiunile pe coarda sol de Paganini. Mă cheamă președintele juriului și îmi spune, zice, pe propria răspundere, n-ați greșit aici nimic? Nu, asta cântă el. El trebuia să participe la categoria 24-28 de ani. L-am înscris acolo. Pentru că ăsta era programul. Era într-o biserică. S-a dus pe scenă, cu ochii foarte încinși, venea soarele pe fereastra bisericii, fix pe el. Zic, acum se întâmplă ceva cu el. Și a cântat tot programul fără nicio greșeală. Ăștia din comisie se ridicau din fața scenei, nu era scenă. Se duceau până în fundul bisericii, iar mai veneau și se mai uitau, iar se mai uitau în buletin, iar se mai uitau în program. N-au acceptat inițial să vadă așa un copil care cântă ca un adult. Și vine Mirciulescu al meu care cânta, ce cânta? Paganini, Mendelssohn și Sarasate. Trei uriași virtuoși. Toată sala, toată biserica tixită a venit. Și pe unde ați umblat? Ce ați făcut cu el de cânt așa? Ce drum ați făcut? Drumul a fost lung și ca în poveștile fascinante, toate obstacolele au fost învinse. Tristețea a fost trimisă la colț, iar bucuria a fost invitată la masă. 2016-2017 am participat la un concert la Ateneu, unde atunci era stagiunea de joi-vineri seară. Solist era maestru David Grimal și interpretase concertul de Tchaikovsky. Îndrăzneala pe care am avut-o în acea seară a fost că m-am dus la maestru și l-am întrebat dacă ar avea amabilitatea să mă asculte, că sunt și eu violonist student. Câți ani aveai? Aveam 18 ani, 18-19 ani. Am fost tot timpul în spate, în rest a fost el. S-a susținut singur. Vină mâine să te ascult la Ateneu, a zis Grimal. Marele Grimal, nu? S-a dus Mirciulescu mâine și l-a ascultat. Și a zis, tu vii în Germania. S-a deschis o mare șansă pentru el, dar Grimal l-a ascultat odată. Deci ai avut tu curajul să te duci la unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii? Oh, e băiatul. Cine plânge? Plânge băiatul meu.
care are 3 luni. Nu te-ai grăbit? Nu, consider că nu m-am grăbit. Mi l-a dat Dumnezeu când a știut el că e nevoie. Da, mă simt cel mai binecuvântat și fericit că am un băiețel. Te-ai însurat de vreme? Da, m-am însurat destul de vreme, dar consider că nu este o pierdere, ci un câștig. Să revenim la Germania. După ce am cântat, m-a întrebat unde studiez, unde aș vrea să studiez, unde aș vrea să ajung. Și eu i-am spus că aș dori să studiez cu un violonist de talia dumneavoastră, dacă nu chiar cu dumneavoastră, dacă este posibil. În Germania a fost o nebunie. Atunci împlinise 18 ani, se băgase niște bani pe card, i-a cheltuit, mă rog, la un moment dat mi-a zis că nu mai are bani, că... și n-avea decât 3 săptămâni. Zic, lasă-mă, că eu am venit eu la o săptămână după ce a plecat el, m-am dus după el. După el cu serviciu, bineînțeles. Muncesc aici și te țin. Bunica a aflat că nu mai aveam suficienți bani să-mi plătesc casarea, măcar pentru câteva luni, și atunci o luasem așa, într-o mică depresie, pentru că nu mai aveam bani și cariera mea, să spunem, depindea de acești bani, ca să stau acolo, să învăț, să acumulez informații, să mă îmbunătățesc. Și atunci bunicii a spus, mamaie, nu mai am bani să mai rămân. Cred că mă întorc în România. Nu, mamaie, cum să te duci, cum să te întorci? Nu te întorci, eu o să vin și o să te ajut, chiar dacă ți-ai făcut de cap. O să vin și o să te ajut și o să te sprijin. Ce lucra bunica? Bunica îngrijea două persoane în vârstă. Venirea bunicii m-a ridicat și m-a pus puțin cu picioarele pe pământ. Ți-era frică de bunii? Mi-era frică de bunica prima dată când a venit, că știam că a făcut o lată. Iartă greu bunica? Bunica, să știți că nu iartă greu. Este o persoană cu un suflet minunat și o persoană care iubește foarte mult lumea și toți, și familia, și țin minte și când eram mică, mă punea să studiez. Zice, mă, tu când studiezi și dacă speli o farfurie și dacă ajungi la manele și dacă ajungi să speli toalete sau când ai spălat o farfurie, când dai cu mâna așa să scârție de curată ce e și să nu faci un lucru mediocru. Asta a fost întotdeauna vorba ei. Dacă faci un lucru, fără la superlativ. Te vezi fără ea? Nu. Nu pot, nu cred că aș mai putea să trăiesc fără ea. Ea e motorul din spate și motorul pentru mine e bunica și Dumnezeu. Dar nu se poate, primesc ori un telefon, oriceva, ori mai primesc o sarcină și spunea, uite-te cât îmi dă Dumnezeu acum, s-a întâmplat asta, trebuie să fiu, să... Am considerat că asta a fost menirea mea pe lume și asta cred că va fi pentru familie, să mă dedic în totalitate și să-i ajut pe ceilalți din jurul meu. Dacă la 24 de ani Mircea înțelege căsătoria ca un mare câștig, iar nașterea unui copil ca o binecuvântare, vremurile pe care le trăim răsturnate, atunci valorile simple, esențiale, își vor întoarce fața către noi. După părerea mea, această bunică a lui Mircea este stâlpul întregii familii. Ea a ținut familia, i-a ținut și m-a înduioșat foarte mult. Mi se rupe sufletul să-l văd pe Valentin cum aplaudă la concerte și el nu aude cât de minunat cântă Mircea. Da, este ceva extraordinar, e ieșit din comun. Mircea e un tânăr atipic, timid și rezervat.
Succesul l-a făcut modest, munca l-a antrenat în răbdare, iar credința în destinul lui, în cel care le așează cum este vrerea, îl arată ca un pui de leu, pe măsura leoaicelor care l-au crescut. Am fost în Italia, la Castello di Belvelio, invitată de mare profesoară, și a ieșit gălușca asta mic pe scenă. Se uitau la el, aoleo, adică cine a dus asta de aici? Și a început un tempo de Tchaikovsky, de nu s-a putut aproape ține orchestra după el, dar nu alergare în gol, alergare cu tot ce trebuie pe el. Am fost furați cu toții de... Parcă era magic în momentul. Copilul nu s-a pierdut, nu s-a pierdut pentru cât era de mic și pentru experiența scenică avea. Însă numai un mare talent putea să se țină așa pe scenă. Eu făceam 13-14, pentru el, el s-a ținut, e șef de clan la vioară, este cel mai cel. Ce a livrat Olivia Papa se numește cunoaștere. Odată cu lecțiile, l-a educat pe Mircea, i-a transmis ceea ce te face în orice colț de lume de neînlocuit. Modestia, munca susținută și încrederea în forțele proprii. A avut de muncit cu acest copil, l-a învățat că are cea mai frumoasă culoare a pielii, că reușitele lui sunt numai și numai ale lui, că dinții încleștați a ipocriziei și invidiei, o cităm, se vor sfârma la auzul viorii lui și să nu-i fie frică. Cine plusa la aceste cheltuieli și în general la concursuri era doamna lui profesoară Olivia Papa, care ea deconta. Adică? Adică, de exemplu, trebuia pentru concurs, pentru cazare, pentru avion, făceam rost de 500, 700, 800. Duceam și îi spuneam, a, papa, nu acoperă toate cheltuielile, nu ajunge. Lasă Elenu, că nu moare de foame cu mine. Și era, ce să vă zic, da, papa, nu știu, n-am cuvinte să mă exprim ce înseamnă și ce a însemnat și ce înseamnă pentru noi. În primul rând, pentru Mircea. Pe Mircea luam vacanțe, Mircea n-avea vacanță. Îl lua dimineața, îl lăsam dimineața și îl mai luam seara. Făcea teorie muzicală cu el, făcea cultură generală cu el. Deja Mircea, când începea școala, deja învăța două concerte, piese, studii. Și îl mai luam seara. Luam gata, mâncat. Ce doamnă profesoară mai pune bani în plic copilului, elevului, să meargă la alt profesor, să-i plătească lecția? Eu până acum n-am întâlnit așa ceva. Sau îi punea bănuți în cutia? Îi punea bani în plic și plicul îl punea în cutia, în tocul de vioară, să poată să meargă cu profesor de conservator să poată să studieze. Auzea că curg apele pe el, că aici vara e căldură, mi-a dat bani să pun aer condiționat. Dacă nu mai mergea sobele, ne ajuta cu centrala, să punem centrală. Nici nu știu, nici nu am cuvinte, nu știu, eu poate în altă viață mă plătesc față de acest om. Faptul că sunteți un pedagog extraordinar, cum era momentul când pleca acasă și în cutia viorii dumneavoastră îi puneați bănuți ca să... Cum se face că ați ajutat familia să-și cumpere aer condiționat ca el să poată repeta în răcoare? V-a spus așa ceva? Cum se face că le-ați cumpărat centrala? Erau momente când aveau nevoie de așa ceva și eu am deținut banii ăia, cred că... Eu n-am centrală la momentul ăsta, știți? Da, ei mulți acolo, casă, sus, vara, cald, săreau apele pe ei. Nu cred că asta a fost o problemă. E ca și cum când dai. Nu m-am gândit la chestia asta. Cum mi-ați pus întrebarea asta? V-a spus Elena. Da. Elena spune, toată lumea a fost mama, tata, frate, bunici, doamna, papa.
mult mai mult am fost. Am fost implicată în tot, în tot ce a crescut el. Și el a crescut bine. Un om care se jenează de gesturile lui salvatoare. Un personaj prin mâna și inima căruia au trecut câțiva dintre cei mai mari violoniști ai țării. Doamna profesoară cunoaște mecanismele tainice prin care se crește o gălușcă de om? Încă știe pe ce partitură călătorești cu încredere în propriul destin. Din partea Guvernului României, prim-ministru, felicitările mele se adresează deopotrivă părinților tăi, școlii și profesorilor ce te-au susținut și pregătit atent pentru a obține acest palmares olimpic internațional care te onorează. Când ai simțit că s-a întâmplat ceva cu tine? Într-o zi a căzut peste mine un început de diabet și ușor, ușor a început să avanseze. Când eram la o repetiție la conservator și după ce s-a terminat repetiția, am mai stat cu 2-3 colegi să mai cântăm, să mai glumim și să mai vorbim puțin. Și la un moment dat am văzut negru în fața ochilor și am căzut și am leșinat. Un băiat care la originea lui e țigan. Pe lângă că e țigan, acum s-a îngrășat și are și burtă și e caracteristic țiganilor. Și asta e. Și în continuare va fi dat la o parte. Și uitați că din cauza asta se pierd multe talente, mulți copii, mulți tineri care și-ar dori foarte mult să depășească condiția. Ori din cauza etniei, ori din cauza aspectului fizic. Da, să nu uite lumea că și Pavarotti a fost 5-5, da? Și a fost cel mai tare. Poate că ăsta e o etapă mai grea din viața lui Mircea. Va depăși, sper, cu ajutorul Dumnezeu, va depăși și etapa asta grea în care suntem acum cu toții și zic eu așa, la vocabularul meu, își va arăta mușchii peste 2 ani, 3 ani. Să sperăm că va reveni la cel care a fost și va rămâne Mircea Dumitrescu. E o etapă în cariera lui. Sper. Sper să fie o etapă și sper să-și revină la poziția de neobișnuit. Ar putea să participe la Enescu, ar putea să participe la concursuri mari, da? L-a furat peisajul. Și nu l-a furat. Are o nevastă la fel de specializată, frumoasă și un copil o frumuseț. Însă asta îi ia din energia pe care a folosit-o la vioară, cu siguranță. Dar nu poți nici să judeci. Este un început de viață. 24 de ani are. Este tată de copil. Și am spus că e șef de taraf. Asta înseamnă că un taraf este plin de violoniști. Când ești așez în centru și te ascultă ăia, înseamnă că există ceva în tine care îi faci, poți să-i conduci. Asta am văzut la câțiva lăutari extraordinari. Poate să fie și un mare lăutar. Poate să fie și un mare violonist. Ar trebui să fie și o soție cam Madeleine Voicu să se țină de el. Cred, așa mi-aș fi dorit eu. Dar sperăm că Betty o să poată să-l susțină, că de iubit îl iubește. Nu mai știu să vă spun multe altele, cred că am fost vorbăreață. Cea mai vorbăreață de până acum. N-am mai fost așa vorbăreață. Din partea Guvernului României, prim-ministru, îți doresc noi succese și multe împliniri pe cadrul cunoașterii și afirmării tale și cât mai multe și valoroase performanțe. Prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu. Ce înseamnă hârtia asta? Ce să însemne? O hârtie care pleci la toaletă cu ea. Pă bune. Trebuia susținut financiar, nu? La asemenea performanțe. De statul român, nu de persoane private. Nu? Clar. Pentru că oriunde se ducea nu spunea că e din Țigania, dar spunea că e din România. Reprezenta România, da? În artă știm foarte bine că toată lumea vrea sus.
e foarte greu să rămâi acolo sus și mă gândesc că și el, că știu că are un om, băiețel, se va uita totuși la copilul lui, poate cum s-a uitat bunica la el și o să-l susțină. Ce dorință extraordinară în oamenii aceștia de a face un salt, unul dintre ei să facă un salt. Mie îmi place chestia asta, îmi place. Eu îi zic în limbajul meu personal, îi zic sindromul păstrăvului, care sare din apă și în spatele lui nu sunt păstrăvi, sunt pești obișnuiți. Plevușcă. Plevușcă, exact. În istoria familiei Dumitrescu se pomenește des cu Evlavie, de tataia Fusuleț, lăutar din zona Romanești, Dâmbovița, mare admirator al lui Ion Voicu. Iubit în familie, el este încă un reper. Un bunic care știa că nepotul a ales calea cea mai grea. Gurumaz de zimbru, nepoate, îi spunea bunul lăutar, care și-a ținut casa și familia mare cu o scripcă modestă, mânuită cu talent. Acum, în momentul de față, dacă ar ști că Mircea merge la evenimente să poată să-și câștige traiul, cred că s-a răsucit în mormânt și cred că se răsucește în mormânt. Pentru că nu ne-am dorit parcursul ăsta lui. Nu, sub nicio formă. Nici nu accepta că spunea ce de la folclor sunt doi pași către lăutărie. În viața ta să nu cumva să se abată băiatul de la drumul lui. Avem unele opriri, așa, v-am mai spus. E starea lui de sănătate la ora actuală, e aspectul fizic și cel mai important lucru sunt încuietoarele noastre românești care ne caracterizează, nu? Adică? Nu e nepotul lui Neaca Isă, nu e băiatul lui Vali care sare gardul. Ce să vă mai spun? Cine e Mircea? Cine e Mircea? E Mircea Dumitrescu. Și atât. Rămâne în picioare cel care se adaptează, spune Mircea. Și-a coborât printre ei lui. A făcut-o cu demnitate pentru că au fost singurii care i-au întins o mână de ajutor. M-a dus viața în sus și în jos, te-am avut, te n-am avut. Însă omul care am fost, același om sunt. Prietenii lui știu că instituții prestigioase nu-l mai invită, că starea lui de sănătate e între ciocan și nicovală. Și l-au luat cu ei. Mi-am ales prietenii mei ca după sufletul meu. La greu nu m-au lăsat ei, nu îi las nici ei. Deci Mircea este un muzician desăvârșit. A studiat 2 ani în Germania, la conservatorul din Germania, iar acum este student al conservatorului din România. Foarte rar la trupele de folclor, muzică de petrecere, se găsesc în componență muzicieni, cu adevărat muzicieni, nu muzicanți sau lăutari. Este o mare diferență. Crezi că ești la fel de importantă pentru Mircea? Nu, pentru că Mircea de acum așa întemeia familie. Și are soție, are copil. Și în special copilașul ăsta e un bulgăre. Am zis că n-o să-l iubesc precum l-am iubit pe tatălui, pe Mircea, dar pare mi se că m-am înșelat. Îl iubesc mai mult ca pe el. Atâta vreau să țină minte că are o mamă pe pământul ăsta și să avem și noi loc acolo, în inimioara lui, cât se poate. Să ne adunăm și să-l salvăm pe Mircea, a decretat bunica. Toată familia, doamna Papa, au reușit să-l înconjoare cu tot ce are nevoie acum. E trist, îngrijorat, e gata să cedeze, a cedat de câteva ori. Dar cei care l-au susținut sunt la poalele muntelui să-l prindă în brațe dacă se prăbușește. Dacă ai vrea ca Mircea să interpreteze într-o sală de concert pentru tine și numai pentru tine, ce ți-ai dori să cânte? Pablo Sarasate, Zigeuner Weiser.
Și a fost povestea unui băiat și a trei femei, cât o țară și oamenii ei. Și a fost povestea simplă a unei familii, a profesorilor, a unui copil dăruit și a șanselor pe care le-au creat cei care au crezut în el. Fie că va fi un mare lăutar, ori își va urma calea plină de obstacole, Mircea știe ce știm cu toții. Ești pe cont propriu, tinere domn. Aici, în estul acesta, unde se risipesc atâtea energii, salvarea ta, a noastră, e într-un lucru rar, în caracter. Ești norocosul care și-a găsit locul în câteva inimi, precum bunica, ori profesoara Papa, sau bunul psiholog, care sunt îngerii tăi și la bine și la greu. Să te faci sănătos, iute. Poate Ateneul se va trezi, poate festivalul Enescu își va aduce aminte că există un tânăr excepțional, genial, împreună cu vioara lui. Asta ca să nu te salutăm, după obiceiul locului, citând un clasic în viață. Sănătate și aici și în străinătate!